Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Leu pentru luna noiembrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, o mieșună de tălmăciri. Lei, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate aveți de-a face cu un leu și urmăriți, vom începe cu energiile curente generale să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă, iar apoi, în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în citirea metafizică cine rămâne și rezistă până acolo. Dar până atunci, leii care încă se mai consideră la mâna destinului doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor, cum vă veți descurca și apoi realitatea interioară, cum influențează realitatea exterioară și ce puteți face să vă schimbați viața. Prima carte, asul de bâte, energie foarte frumoasă, pasională, energia acțiunii. Un leu care va fi ocupat și își va face pe poftă, pofta inimii, asta va face ceea ce dorește, ceea ce iubește. Mai vedem persoane care vor avea activitate foarte mare în iubire aici, pentru că pasiunea nu o să vă dea liniște. Tot ceea ce faceți pe afaceri, pe interes emoțional, în casa și familia voastră, vedem oportunități, dar aceste oportunități trebuie să acționați pe ele. Ele nu vor sta deschise. Portalul se deschide, omul trebuie să acționeze. Vedem un leu care este pregătit să acționeze. Pentru că, iată, blocajele sunt temporar înlăturate din fața voastră. Universul va aduce acest portal, îl deschide și spune, ai tu curajul să pășești pe acest drum? Și persoana, leu, va spune, sunt pregătit, voi porni. Dar încotro te duci, leule? Asul de bâte este aspectat de două cărți care îi pot schimba sensul și ne pot spune povești diferite pentru diverse situații de viață. Hai să vedem cărțile. Aici, asul de bâte, îl avem. El este aspectat de regina de spade în poziție răsturnată. Cineva nu este de acord, cineva se opune. Cineva te va întoarce din drum, te va critica și îți va spune ce faci, unde te duci și care-i treaba. Se poate să fie o femeie, cea care critică, ea probabil că are motivele sale, nu este de acord. Și vedem regele de bâte care nu va asculta de această femeie. Leul, chiar dacă sunteți femei sau bărbați, nu are importanță pentru că energia voastră de foc este cea de bâte, va spune eu, nu dau socoteală nimănui. Într-o relație, în alte situații, vedem situații diverse, da? Deci viața voastră nu este la toți la fel. Voi știți aceste lucruri când veniți la citirile Camizeei, că sunt 7.000 de variante pentru 7.000 de persoane și aveți mentalul deschis. Nu veniți ca țațaleana care zice, dar la mine nu s-a potrivit, eu n-am bărbat în viața mea. Deschide mintea și urechea ca să înțelegi. Numai un singur mesaj poate se aplică pentru tine. Acest mesaj se poate aplica în situații diverse de viață. Ceea ce vei face, acțiunea, o vei face din plin, cu asumare, cu energie, cu spontaneitate, dar vor fi persoane care nu te vor aproba. Și aceste persoane pot să se pună de acord, mi-a zis și eu că nu te interesează. Mai vedem aici un bărbat care nu ascultă de femeie. Sub nicio formă, ea nu este de acord cu acțiunile acestui bărbat, dar el totuși își va face de cap sau va face ceea ce trebuie. Deci comunicarea din partea femeii este ușor agresivă. Dacă tu ești această femeie, probabil că tu nu vei fi de acord cu acțiunile unui bărbat, dar acest bărbat se pare că el cam știe ce face. Pe el nu poți să-l oprești. În relațiile de muncă, iarăși vedem un conducător care este foarte hotărât aici, să știu, poate să-i
să impună ceva angajaților sau poate tu nu ești de acord cu deciziile unui superior, vedem, cineva nu este de acord. Dar haideți să vedem cum se evoluează această situație. Într-un altă ordine de idei, vedem un bărbat foarte pasional care, chiar dacă nu are cu cine, el își va deschide această pasiune și este pregătit să facă ceva acest bărbat, dar oare ce va face? Ia să vedem ce va face acest bărbat, încotro se va duce el. Ce rămâne la spatele vostru, ce nu vă mai interesează, ce pierde din influență, vedem că sunteți foarte determinați cu aceste acțiuni și bărbați și femei. O femeie ușor nu este de acord, puteți să fiți voi această femeie sau o altă femeie din viața voastră care are o problemă cu situația de față. Ce scade din influență? Marea preoteasă avem, care reprezintă secretele, lucrurile ascunse, cel care a stat undeva departe de ochii lumii și s-a gândit și n-a putut să treacă la acțiune, acum va ieși pe față, el va arăta lumii și va mai spune niște lucruri. O femeie aici nu-i convine un adevăr care este dat pe față, un dedesubt care probabil că nu mai poate să fie ascuns, ea nu dorește ca aceste chestiuni să fie spuse sau să fie aflate, să fie dezvăluite, știu eu. Numai aici un cățel care s-a trezit și face zgomote, dar nu-i nimic. Noi ne preocupăm de citirea noastră, ignorăm total ce auzim. Însă, atenție mare la citire, deci această arcană care este Marea Preoteasă ne cade în ceea ce se pierde din influență, deci lucrurile ascunse, persoana care parcă stă așa ascunsă să nu o vadă nimeni, să nu cumva să vorbească cu cineva, se termină, leul trece la acțiune, leul va ieși în față și va arăta lumii ceea ce dorește, ceea ce face și nu se va mai teme. Dar oare cine o aspectează pe Marea Preoteasă și cum își schimbă ea sensul? Ce poveste ne spune Marea Preoteasă despre aceste lucruri care rămân în urma voastră, lucruri care n-ați putut să le dați pe față? Marea Preoteasă, avem șaptele de cupe, confuzia emoțională, emoțiile cu care nu ați avut curajul să vă confruntați, poate sau nu le-ați înțeles, ele cad la spate pentru că un leu foarte hotărât de acțiune și de pasiune și de energie nu se mai uită la aceste lucruri emoționale. El se bazează doar pe acțiunile sale și nu ține cont de ceea ce spun celelalte persoane, iar emoțional nu prea îl interesează, va merge după pasiune. Și avem pajul de monede. Nu se va uita la ofertele mici. Pajul de monede este cel care face o ofertă. Nu prea este sigur pe el, iată oferta lui este ușor confuză. Marea Preoteasă și ea ne spune că nu prea se știe încotro merge această persoană și atunci nu veți mai accepta ofertele mici. Vă doriți să fiți stăpâni pe acțiunile voastre? Nu vă interesează dacă cel de lângă voi este nesigur, este problema lui. Leul îl vedem foarte stăpân pe el aici în ceea ce are de făcut. Dar în continuare ce se îndreaptă către voi. O determinare să nu cumva să pierdeți acest tren. Văd aici, da? Încotro vă duce trenul acesta. Avem cinciul de spade. Persoana care se opune. Vă spuneam că avem o regină de spade, un personaj care nu este de acord și este critic și, mă rog, nu acceptă, în continuare nu va accepta. Acest personaj va fi pus la punct. Dacă cineva nu te înțelege sau te critică sau spune niște vorbe, te face să nu mai încrede în tine sau este geloasă această persoană, fie că este bărbat sau femeie, gelozia face foarte mult rău. Da, vedem o persoană geloasă, este o ceartă între voi și această persoană. Văd o ceartă în altă ordine de idei. Mai văd o ceartă, haideți să vă arăt cărțile ca să înțelegeți cum să citesc. Bine, voi știți cum să citesc, dar eu aici fac un tarot la un nivel un pic mai avansat. Și îl voi face numai așa de acum înainte. Cine dorește tarot simplu, mergeți pe TikTok, acolo se dă așa pe telefon. Hai, următorul și toată lumea zice amin, amin, amin. Așa este pe TikTok, fraților. Aici este tarot un pic mai complicat, da? Deci vedem cum persoana aceasta, iată se formează această conjuncție dintre
Leul care dorește să facă acțiunea și persoana care îl critică va ieși ceartă aici, pentru că leul va face ceea ce dorește și el se impune. Dacă tu ești femeie și ești ușor geloasă, poți să fii și tu în această energie care nu-ți convine ceva din partea unui bărbat sau din partea unui superior sau unui membru al familiei, cine știe cine este această persoană. Dacă ție nu-ți convine, nu vei putea opri acea persoană și te vei certa, să știi. Văd o ceartă între cei doi, care nu sunt pe aceeași lungime de undă, dar acest cinci de spade, sau poate niște vorbe tăioase, nu trebuie acum să vă luați la bătaie. Se ceartă, poate este doar o neînțelegere. Fiecare cam merge pe drumul său aici, nu merg în aceeași direcție aceste persoane. Cine îl aspectează pe cinciul de spade, două cărți avem care vă schimba sensul aici. Ia să vedem. Avem 6 de monede, se cere echilibru. Ceea ce dai, ceea ce primești. Dacă nu dai și primești în aceeași măsură, vei fi dat la o parte. Sau vei da pe cineva la o parte. Nu vei tolera. Ai pretenții să primești în aceeași măsură. Wow, cavalerul de cupe! Parcă îți dorești, parcă leul este determinat să aibă succes în această perioadă. Deci, avem moneda și avem cupa, la bani și la iubire. Unii dintre voi sunteți concentrați pe bani, alții pe iubire, deci am spus la bani și la iubire pentru că nu toți aveți viața la fel. Unde îți dorești tu să ai acel succes? Unde este focusul și ambiția ta și determinarea ta? Dacă este vorba despre bani, nu vei accepta ofertele mici. Dacă este vorba despre iubire, nu vei accepta persoanele care sunt confuze emoțional și care stau ascunse și care au secrete și care nu spun pe față. Și nu vei accepta persoane care mint, care bârfesc și care sunt foarte critice. Vei de la o parte. Că îți dorești echilibru atât în emoțional, aici avem emoțional, cât și material. Și pentru asta vei fi necruțător, nemilos și scade o ceartă cu cineva, dar este spre binele tău. După această ceartă, sau, mă rog, un argument, să spunem așa, te echilibrezi și tot faci ceea ce dorești tu. Leule, ce cu tine? Că ești foarte, foarte determinat. Nu mai ai chef să mai asculți de nimeni. Vrei să prinzi trenul și al iubirii și al banilor. Depinde pe care îl aștepți acum. Fiecare știe mai bine. Și o să iasă din treaba asta lei. Dacă vă plac citirile, lăsați-mi un comentariu, un cuvânt, orice acolo. O mulțumesc ca să vadă aici YouTube-ul că fac și eu datoria. Și abonați-vă. Chiar dacă aveți 7.000 de abonamente, mai faceți unul și la Camizea ca să vadă YouTube-ul că am abonat și eu aici. Ia să vedem. Lei. Ce o să iasă în treaba asta? Avem judecata de apoi. Lucrurile vor fi dezgropate și vor fi analizate. Da? Nu se mai acceptă aceste compromisuri. Nu se mai acceptă persoane care sunt împotriva voastră. Oare ce vor de la voi aceste persoane? Pentru că, până la urmă, o să venim și o să spun, hai bă, să stăm de vorbă, ia, vină încoace. Hai să punem totul pe față. Ia, facem judecata de apoi. Știți ce este judecata de apoi? Este o judecată finală în care oamenii trebuie să înțeleagă și să dezgroape tot ceea ce a fost îngropat, care n-ați vrut să discutați, pe scoate la iveală și veți discuta. Adevărul pe față, spune leul și cu mare curaj, el este foarte determinat. Și mai ales pentru că avem pe Marea Preoteasă, care este în partea care scapă din influență și crește în influență, dar are adevărului pe față. Despre ce adevăr e vorba, care această femeie nu dorește să se dea pe față, sau este teamă, sau e geloasă, sau ce știe ce e cu ea acolo. Este de acord cu acest adevăr și vine leu și spune, lasă-vă că spune aici. Și de bani, și de dragoste, și de tot ce vrei. Hai să vedem. Cine aspectează pe judecata de apoi? Și ce ne spune ea? Forța. Wow, excepțional. Puterea. Ce să mai aspecteze? Puterea adevărului și forța universală a leului care este extrem de determinat. Treiul de cupe răsturnat reprezintă anturajul. La foarte puțini dintre voi, 1% poate care se uită astăzi aici, e vorba de un triunghi amoros în care femeia care e critică și e răutăcioasă și geloasă se ceartă și probabil că bărbatul va alege cine știe ce o să aleagă sau dă la o parte pe cineva din acest triunghi, alege dragoste, alege echilibrul,
Deci un triunghi emoțional cade aici și o femeie își ia papucii, dar numai la unii dintre voi. La alții dintre voi, această femeie a stat ascunsă, by the way, și acum iese și ea la suprafață, își cere drepturile și e dată la o parte, că nu are drepturi acolo, dar asta la foarte puțin. La restul dintre voi vedem aici o dorință de că nu mai sunteți compatibili cu anumite persoane emoțional. Adică poate ați tolerat așa de dragul acestor anturaje. Știți cum este omul? Mamă, să vezi cum este. Vai, ce frumoși sunteți. Vai, ce mă bucur pentru voi. Și tot felul de chestii așa ca să mulțumească pe celălalt. Uite că leu nu mai mulțumește pe ceilalți, îl doare un pix undeva, da? Să vă ceilalți, faceți voi ce vreți, că eu sunt stăpân aici și eu sunt stăpân de fapt de leu. Îl vezi pe leul acesta. El nu se lasă dominat de dresorul acesta. El este leu și nu-l domină nimeni și nu-l dresează nimeni pe leu, că încearcă să vă dreseze cineva, vedem. Și o să fie dat la o parte. Îl mâncați pe dresor în această perioadă pentru că, iată, ieșiți din cușcă. Iată, omul care iese din cușcă de aici, metaforic vorbind, deci eu aceste cred că v-ați prins, că citesc după niște metode super avansate cărțile, deci leu iese din cușcă, își mănâncă dresorul și spune totul pe față, adevărul. Și anturajele o să se sperie și o să o ia la sănătoasa, pentru că vă vor vedea pe voi determinați. Dar cine se sperie nu este că sunteți voi fioroși așa, este că au ei ceva aici care nu le convine și care stau de-a curmezișul. De aceea se sperie și fug. Poate le dați voi papucii, poate fug ei de bună voie, cine știe. Dar vedem un anturaj care se schimbă pentru că leul vrea să fie în control, domne, și se va impune leul. Asta este. Dar să vedem unde sunt temerile voastre, lei, luna noiembrie. Turnul. Teama este de a distruge. Vă este teamă că în orice clipă se pot întâmpla niște evenimente care pot să distrugă o situație sau vă pot destabiliza dacă nu sunteți în control. Dacă nu-i controlați pe cei care vin aici cu agresiune, care vin ca un cutremur de pământ, așa sunt aceste persoane în viața voastră, care vor să vă controleze și în momentul în care vă iau ei și vă zgâlți așa, voi aveți o teamă. De ce să mă controleze această persoană? Și probabil că nici nu puteți clădi ceva cu ei, pentru că v-am spus că vă stau împotrivă și vă critică. Deci persoanele care nu vă ajută să construiți ceva și care mai mult vă ajută să distrugeți, prin atitudinea lor, sunt în temerile voastre. Spuneți așa, bă, atunci eu la ce mai muncesc aici, la ce mai depun un efort? Deci să stau aici la mila cuiva care poate să-mi spună, să distrugă prin orice atitudine? Aveți o teamă și veți confrunta aceste persoane. Dar poate să fie și în locuri de muncă, în familii, în căsnicii, în iubiri, oriunde. Îi veți confrunta pe față. Vreți să fiți cu siguranță aici? Nu vă plac nisipurile mișcătoare? Luna care ne cade de desubtul, haideți să vă arăt aici că este turnul, acesta este aspectat de lună care ne cade în conjuncție cu Marea Preoteasă. Luna și Marea Preoteasă aici, da, pe aceeași linie, care scade în influență, reprezintă lucrurile ascunse, secretele. Dacă este vorba de un triunghi amoros, aici că o femeie se pare că ceva, o agresivitate are, nu mai doresc să dăsc aceste secrete, să vă spune pe față. Ceva nu dorește să le spune pe față, dacă e triunghi amoros, dar poate să fie o chestiune de familie sau de afaceri. Persoana care ține lucrurile ascunse și aceste lucruri ascunse aduc o teamă de distrugere, dar leul le dă pe față. Judecata de apoi dă pe față totul, totul. Cineva din anturaj care a jucat jocul aici trebuie că ori să dispară, ori să se dea pe brazdă. Hai să vedem ce este cu aceste temeri. Mai avem aici în aspectele temerii moartea răsturnată. Moartea și turnul, moartea răsturnată este o distrugere definitivă, dar nu veți lăsa această distrugere, pentru că veți lua măsuri. Dacă vă lăsați întorși pe dos și conduși de alte persoane, în această perioadă vă veți trezi pentru că vă dați seama că duce la o distrugere și mai ales dacă lucrul este ascuns, care este secretul pe care îl tolerați. În ce aspect închideți ochii și nu doriți să vedeți sau nu doriți să expuneți anumite situații? Nu doriți să vorbiți despre ele? Veți vorbi că nu veți avea încotro? Dar este spre binele vostru pentru a se evita aceste distrugeri. Moartea răsturnată. Chestiunea că dacă nu iei controlul
Vine și schimbă situația și nu mai ai ce să faci după aceea. Până nu este prea târziu, asta e deviza lunii, până nu este prea târziu, leu se va trezi. Dar în ce situația vieții tale te vei trezi? Până nu este prea târziu. Vedem în continuare cum veți aborda din punct de vedere conștient, rațional, ce decizii veți lua. Aș putea să stau 7 ore să tragem concluzii aici, dar voi trage eu pentru voi aceste concluzii, pentru că în mod normal ar trebui să puneți întrebări, dar nu sunteți față în față aici și este colectiv, oricum am să vă trag eu concluziile. Cei care doriți citiri personale, ofer citiri cu durată și până la 2 ore, să știți, dar în funcție de timp mă puteți căuta numai și numai pe linkul pe care eu îl postez. Dedesubt, în descrierea videoclipului, apăsați pe săgeată ca să-l vedeți. Este linkul meu direct de Messenger, ca să știți că ajungeți la mine. Abordarea conștientă. Wow, cavalerul de cupe. Și o să vă arăt imaginile fabuloase și vi le explic imediat, care cade în conjuncție cu cavalerul de cupe. Ia uitați-vă ce frumos este aici. Cavaler de cupe și cavaler de cupe. Merge în aceeași direcție. Deci, dragostea. Asta va fi abordarea conștientă. Dragostea va fi. Acum depinde ce iubiți fiecare dintre voi. Banii, pasiunea, amorul, ce iubiți va fi dragostea în abordarea conștientă. Dar cum își schimbă acest cavaler de cupe sensul în funcție de ceea ce îl aspectează? Cavalerul de monede în poziție răsturnată, el are o opoziție din partea cuiva. Vă spuneam că vă veți confrunta cu această persoană care este în opoziție. Veți avea și o ceartă și se vor da pe față niște chestiuni aici care trebuie până într-un final să se rezolve. Dar în continuare, voi vă veți liniști, dar persoana cealaltă parcă încă nu este de acord cu voi și parcă încă nu acceptă acțiunile și alegerile voastre. Și avem carul triumfal, nu veți ține cont. Ascultați acest cuvânt, triumfal. Cine se opune? Cine stă pe loc? Cine este încăpățânat? Veți trece peste. Veți ține cont de entuziasmul vostru emoțional pentru a merge mai departe. Veți da pe față. Carul triumfal dă pe față situații care alte persoane nu doresc să se afle. Și leul va simți o mare putere, o mare entuziasm să facă acest lucru pentru că îl va mulțumi emoțional extrem de mult. În dragoste vedem aici cum cineva se poate îndrăgosti, dar va stârni niște gelozii din partea altor persoane. Mă rog, sunt mai multe complicații aici. Pe locuri de muncă, fă ceea ce faci cu dragoste și pasiune pentru că vei avea dușmani la locul de muncă orice ai face și persoane invidioase și locurile de muncă sunt ușor șubrede din cauza unor lucruri ascunse care se întâmplă acolo, dar tu vei alege calea care ți aduce ție satisfacție și vei avea un progres. Și în continuare, dragii mei, vom scoate tarotul metafizic pe care îl voi citi în adâncime și vom înțelege cum se creează această realitate despre care v-am vorbit. Ea vine din interiorul vostru. Și în momentul în care vom înțelege cum se creează realitatea din afară, de ce rezultă această viață pe care o avem, fie că rezonați sau nu cu ceea ce am vorbit astăzi aici, poate rezonați doar cu o singură idee, de unde vine această creație? Cine o creează? O creează destinul? O creăm noi? O creează un creator nevăzut? Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul se uită în oglindă așa și spune, băi, eu nu știu dacă sunt chiar așa stăpân pe viața mea. Dar omul ce vede în oglindă? Vede un avatar, vede un înveliș de carbon care este corpul acesta și spune, eu sunt ăsta, tânăr, bătrân, sărac, bogat, înalt, nu știu cum. Și omul îmbătrânește, își schimbă aspectul, își pierde energia și noi cu toții suntem sortiți aceluiași drum în această viață. Dar ce facem cu această viață până ajungem la sfârșitul drumului? Ne privim în oglindă și ne lăsăm în iluzie că ceea ce vedem acolo suntem noi. Ceea ce noi vedem în afara noastră este creat de noi.
Ceea ce tu gândești și simți în această secundă, creează realitate. Ce gândești și simți în această secundă? Probabil că momentul de pură energie mental-emoțională se creează ceea ce vezi în afara ta. Și dacă în afara ta îți place ceea ce vezi, înseamnă că ceea ce gândești și simți este benefic. Dar dacă nu îți place ce facem, eu știu, bă, că sunt la mâna destinului, am karmă, mi-a făcut cineva blesteme, am copilul interior, o altă viață, nu știu ce legături de cordoane și asta este. Dar omul nu se uită în interiorul său să vadă că ce reflectă în afara sa. Ascultă tot fel de baliverne, care undeva sunt adevărate și balivernele alea, nu sunt chiar baliverne, dar în esența noastră, dacă am stat să ne gândim la cine suntem noi, suntem exact creatorii a ceea ce vedem. În citirile karmice pe care le fac, fără cărți, le fac mentale pe toate, și cu cărți, dar fac citiri karmice mentale, eu răstălmăcesc povestea omului. Și omul vine și îmi spune povestea lui și o răstălmăcesc, așa cum o vede Universul. Și omul spune, vai, dar asta nu sunt eu. Eu nu sunt așa. Dar exact așa ești, pentru că povestea ta este aceeași, numai că este văzută dintr-un alt punct de vedere, pe care tu nu-l conștientizezi. Haideți să vedem cum vede mintea superioară povestea voastră și ce vă sfătuiește în această perioadă și vom face și conjuncția dintre lumea interioară și lumea exterioară pentru a înțelege mai bine, dragii mei lei, cum se creează realitatea. Nimeni nu știe adevărul 100%. Suntem cu toții învățăcei, bunghim și noi pe aici așa una alta, deși unii se dau mari. Eu încoace, că îți aduc eu căile succesului, porțile destinului, ți-am deschis portalul, ți-am ridicat nu știu ce. Bâșbâim noi aici așa și ne dăm șmecher. Da, se vede și camizea șmecher acum, că vă cade muntele Hermitului. Să vedeți voi ce frumos. Ia să vedem. Muntele Hermitului pentru leu ne arată o mare evoluție spirituală. Dar parcă mai simt că leu a ieșit dintr-o cușcă. Cu siguranță ați ieșit dintr-o cușcă. Le părea lanțul aici. Vedeți lanțul acesta? Lanțul acesta care vă ține acolo în cușcă. De ce vă spuneam? Pentru că se formează această conjuncție. Leul care vi l-am arătat aici. Este leul și cușca. Ia uite. Și iese din cușcă și aleargă pe acest munte. Ați ieșit din cușcă. De aici, din cușcă, unde erați băgați și alergați către lumină. Mentalul vostru evoluează spiritual. Veți ajunge pe căi înalte, dar vă veți dezlănțui pentru că nu vă veți mai lua după nimeni. Și avem fluturele, veți zbura liberi. O eliberare pentru leu care trebuie conștientizată mental. Atât vă ține înlănțuiți mentalul vostru. Atât de frumoase sunt aceste imagini. Iată acest fluture. V-am arătat muntele, dar ia priviți acest fluture care este băgat într-o cușcă. Ce se întâmplă aici cu acest fluture? Iată, el nu poate să fie. El, când este leu, am văzut că este leu, este trecut în cușcă. Dar când devine fluture, zboară, se eliberează singur și urcă pe acest munte al hermitului cu libertate mentală. Ceea ce v-a ținut mental blocați, vă eliberați dintr-un blocaj mental și vă luminați. De aceea sunteți atât de determinați, cei care reușiți să faceți acest lucru, este că mentalul vostru se eliberează și nu mai are teamă. Atunci acțiunile voastre vor reflecta această libertate de gândire, această eliberare de mișcare. Vor reflecta acțiunile voastre și carul triumfal, dorința de succes, da? În care omul nu se mai gândește la gânduri negative. Ce o să fie, cum o să fie. Omul spune, sunt liber să gândesc în afara cutiei craniene în care am stat ca un prizonier aici. Sunt liber să creez și să gândesc pentru mine. Dar ce ne spune inima? Inima, acest barometru care măsoară câmpul electromagnetic din jurul nostru și care în permanență ne ghidează, ne va spune despre anumite situații adevărul. Omul se spune, ăsta e cu inima, l-a luat inima. Dă o pastilă că este cu așa, are o chestie de inimă. Deci omul când are o anxietate, când are o nesiguranță, va avea acea palpitație, inima
își iese din ritmul său cardiac, se poate întâmpla ceva comic, a murit de inimă. Adică ceva care l-a deranjat foarte mult. Ce ne spune inima pentru voi și ce scanează ea în această perioadă? Ce ne spune despre energiile inimii? Ele trebuie să se îmbine cu energia mentală, pentru că, așa cum vă spuneam, momentul de claritate în care se creează realitatea este când inima este pe aceeași frecvență cu mentalul, acel bingo, se face realitatea de mâine. Dar poate să dureze până să vedeți realitatea, poate să dureze ani de zile. Ceea ce vedeți astăzi poate este o repercusiune a ceea ce ați gândit și ați simțit cu o perioadă în urmă. Unele lucruri se creează mai repede, altele mai încet, în funcție de cum se îmbine energiile mentale și emoționale. Avem cinciuri de cupe. Inima voastră încă se mai gândește la o tristețe, la niște cupe răsturnate. Sunteți aici jos și vă uitați la aceste cupe răsturnate. Dar ce vor ele să spună? Spre ce tristețe a fost în inima leului? Wow, asul de cupe. Trebuie să treceți peste ea, să o acceptați. Să vă întoarceți la 180 de grade. Inima leului este foarte mare și probabil că atunci când se va elibera din acel lanț mental, se va elibera și dintr-o chestiune emoțională. Nu este foarte gravă chestiunea emoțională, dar uneori vă mai apasă, așa vă mai trimite în jos și se spune ridică-te și soarbe din cupa aceasta de iubire care este foarte mare în inima ta, iar ceea ce este neîmplinit contează mai puțin. Numără-ți bine cuvântările, ci se spune în inima ta. Și îți cade aici, ți-a căzut pe această conjuncție cu regele de bâte, regea de bâte în inima ta, acțiunea făcută din inimă te va elibera din toată tristețea. Pune pasiune în ceea ce faci și iubire. Și dacă ești femeie și dacă ești bărbat, vedem și la femei o ridicare pasională, emoțională, se ridică din tristețe cu dragoste. Deci pune pasiune în ceea ce faci și fii asumat. Și atunci universul te va susține. Iată, inima ta este foarte mare, are o ușoară teamă, dar vei trece peste ea. Ce ne spun ghizii spirituali pentru lei? Ghizii spirituali sunt cei care în permanență ne ghidează, dar uneori nu-i auzim, pentru că activitatea noastră mentală este prea aglomerată ca să mai luăm un moment de pauză, de meditație, de sau poate de rugăciune, ca să putem să-i auzim pe ghizii spirituali. Ce ne spun ei? Pasul de cupe, o bunăvoință. Fiți binevoitori cu cei pe care îi vedeți, fără să aveți așteptări. Nu știți cine este persoana, nu știți care este nivelul lor emoțional. Spuneți o vorbă frumoasă, aduceți o binecuvântare emoțională, indiferent cu cine intrați în contact. Are legătură cu energiile karmice acest lucru. Vă cade luna, veți avea o mare intuiție, iar voi sunteți un mesager, se pare că universul și ghizii spirituali vă vor face pe voi să vedeți ceva pentru o altă persoană și îi aduceți în această cupă ceea ce ați văzut pentru ei. Este o chestiune emoțională în care o persoană poate are nevoie de o clarificare și nu pot să vadă acest lucru, îl veți vedea voi pentru ei. Ghizii spirituali vă folosesc pe voi ca și mesager, veți duce acest mesaj. Și vă cade soarele peste lună. Deci o claritate excepțională. Aveți toți ochii deschiși. Și ochii, ia uitați aici. Vedeți ce frumos. Deci aici este ochiul al treilea. Da? Deci ochiul minții care vede cu vizii spirituali, care vă spun vouă să vedeți ceva care va trebui să duceți acest mesaj cuiva. Dar apoi deschideți și ochiul minții, deschideți și ochii pământului. Ia uitați-vă. Tot așa. Deci aici aveați ochiul minții deschis și ochii fizici închiși, deci veți primi acest mesaj într-o chestiune de meditație sau de vis, poate când dormiți, sau poate veți avea așa o telepatie, o vizualizare, și apoi veți deschide și ochiul fizic. Ia uitați-vă, deschideți ochiul fizic și veți duce acest mesaj, da? Care este și mental, care este și practic. Vrea toate planurile, are de-a face și cu lumea de dincolo și cu lumea pământească și voi sunteți acest mesager excepțional. Prin voi, ghizii spirituali, de fapt, vor trimite binecuvântări și mesaje către alte persoane. Este o chestiune excepțională dacă ghizii spirituali vă aleg pe voi. Înseamnă că aveți niște calități în această perioadă deosebite. Asta a fost tălmăcirea, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi și eu un comentariu ca să mă bucur și eu din suflet.
Vă iubesc, la revedere!